ce solicităm prin această strategie? Înființarea unui comitet interdepartamentar pentru dezvoltare durabilă condusă de primul ministru și în lipsa primului ministru de doamna viceprim-ministru a ministrul mediului. De ce e foarte important acest comitet? E de fapt Guvernul României. În fiecare an de 4-5 ori sau de câte ori este necesar, va analiza în ce stadiu ne aflăm cu implementarea strategiei. Dar pentru acest lucru ne trebuie studii, materiale, trebuie pregătit aceste întâlniri. Și de aceea vrem să înființăm un Consiliu Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, alcătuit din sus înțelepții neamului, din oameni pregătiți din diferite domenii și avem o listă lungă de oameni dedicați, pregătiți acestui domeniu și pe mine m-a surprins cât de mulți sunt implicați în diferite domenii în ceea ce privește acest concept. Și vom avea un comitet mai restrâns de circa 25-30 de reprezentanți de seamă și, evident, pe fiecare din cele 17 obiective vom avea grupe de lucru, dar e foarte important ca acest Consiliu să și funcționeze și să pregătească aceste materiale pentru politicieni. Nuclee pentru dezvoltare durabilă nu înseamnă posturi noi, nu înseamnă oameni noi, dimpotrivă. Și până acum erau oameni dedicați la nivelul ministerelor, la nivelul altor paliere în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Și atunci această rețea, acest network de care avem nevoie, că atunci când am o zonă, începând cu educația, cu agricultura, orice zonă, comunicațiile, să avem oamenii care și azi și mâine sunt acolo, sper deja o anumită stabilitate, dacă vorbim de dezvoltare durabilă, și care ne pot furniza și pentru decidenții politici și pentru noi acele informații care e nevoie. Și facilităm înființarea unei coaliții pentru dezvoltare durabilă a societății civile, care deja este pe cale, sper, de a se concretiza.